Liderii partidelor pro-europene de la Chișinău, vicepreședintele PLDM Vadim Pistrinciuc, președintele PDM Marian Lupu, liderul PL Mihai Ghimpu și liderul PPM Iurie Leanca au avut în seara de miercuri 25 noiembrie o discuție cu oficiali europeni, reprezentanți ai familiilor politice din care fac parte cele patru formațiuni de la Chișinău. Presa scrie că discuțiile au avut loc în cadrul unei conferințe video care a avut loc la sediul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Printre interlocutorii de la Bruxelles se numără și Elmar Brok, președintele Comisiei de politică externă din Parlamentul European, vicepreședintele Partidului Popular European. Vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, a declarat că discuțiile s-au axat pe îngrijorările europenilor vis-a-vis de criza politică de la Chișinău, dar și pe o eventuală delegare a unui grup de mediatori în Republica Moldova care să impulsioneze un eventual proces de negocieri. În același context, Leanca a menționat că oficialii UE au atenționat asupra faptului că nu există alternativă decât ideea că cei care au obținut mandatul cetățenilor în urma alegerilor din 2014 să se așeze necondiționat la masa de negocieri și să reseteze alianța de guvernare care să stabilească pentru viitorul guvern niște priorități axate pe reforme reale, pro-europene. Aceeași sursă notează că europenii le-ar fi spus politicienilor moldoveni că nu cred în varianta unui guvern tehnocrat cu un prim-ministru apolitic și că niciun precedent de acest fel nu a dat rezultate nicio țară europeană. Cât despre venirea unor mediatori în Republica Moldova, ei au spus că nu văd rostul atâta timp cât la Chișinău nu există un proces de negocieri. Situația politică din Republica Moldova a fost discutată miercuri seara în Parlamentul European. Comisarii europeni au adus critici dure în adresa politicienilor de la Chișinău și au încurajat moldovenii să nu ajungă pradă estului. Eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat că de fiecare dată când se află în Republica Moldova, oamenii pun aceeași întrebare, dacă mai are vreo șansă țara lor. Noi trebuie să oferim cetățenilor o speranță, a mai spus Mureșan. Potrivit lui, dacă UE nu va oferi o perspectivă, o va oferi Vladimir Putin. Republica Moldova este statul care primește cele mai multe fonduri europene pe cap de locuitor. Petra Austrevicius, comisar european pentru politică regională, a menționat că nu e nicio surpriză că la Chișinău guvernele se schimbă ca anotimpurile. Moldova a avut la dispoziție toate uneltele politice de care dispune UE pentru a-i stimula europenizarea, dar a ajuns dintr-un pionier într-un haos politic. Lucrurile au început să meargă prost, iar scandalul bancar nici până acum nu a fost anchetat pe deplin. Nu există nicio dorință de combatere a corupției. Se trage de timp cu reformele. Mesaj pentru politicienii moldoveni. Treziți-vă! Deputații Partidului Socialiștilor și cei din Partidul Liberal Democrat au părăsit sala de ședință a Parlamentului în semn de protest. Liderul PSRM Igor Dodon a declarat că fracțiunea părăsește plenul pe motiv că audierile conducerii Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Băncii Naționale și Ministerului de Finanțe, care au fost susținute de majoritatea parlamentară, nu sunt organizate pe 26 noiembrie, dar au fost amânate pentru ședință specială pentru săptămâna viitoare. Potrivit lui, astfel cei care au susținut amânarea audierilor pentru ședință specială își doresc tergiversarea acestui dosar. De aceeași părere sunt și deputații din Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova, care au părăsit și ei sala de ședințe. Până a părăsit plenul, deputatul Liberal Democrat Kiril Lucinski a declarat că amânarea audierilor pentru săptămâna viitoare nu este altceva decât o încercare de mușamalizare a anchetei, pentru că audierile urmau să aducă răspunsuri la întrebările vehiculate deja de un an de zile. Potrivit lui, audierile puteau avea loc în condițiile în care șefii instituțiilor vizate au declarat în nenumărate rânduri că sunt gata să răspundă oricând la orice întrebare. Deciziile de a părăsi plenul Parlamentului au fost criticate dur de colegii din PCRM, PDM și PL. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat că acțiunile deputaților PSRM nu sunt decât un circ, un show și, procedând astfel, își doresc să genereze subiecte pentru congresul pe care îl au planificat pentru duminica aceasta. Liderul PDM, Marian Lupu, a declarat că nu este clar față de ce protestează PDM în condițiile în care această echipă a condus Ministerul Finanțelor, dar și a fost prezent în Consiliul de Administrare al Băncii de Economii, în timpul în care s-au produs delapidările enorme în sistemul bancar. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că de ce nu au părăsit sala pe parcursul acelor 6 ani de zile, când eu strigam în gura mare că se fură de la Banca de Economii. Potrivit lui, astfel de gesturi dau de bănuit că poate unora le este frică că până miercurea viitoare le-ar putea fi retrasă imunitatea parlamentară. Republica Moldova pierde o poziție în topul celor mai mari exportatori de vinuri în Federația Rusă. În condițiile embargoului selectiv aplicat de Federația Rusă, țara noastră pierde o poziție în topul celor mai mari exportatori de vinuri pe piața rusească, fiind depășită de Bulgaria. Potrivit datelor biroului Vamal al Federației Ruse, țara noastră s-a plasat pe locul 9 după volumul vinurilor livrate pe piața rusească în perioada ianuarie-august 2015. Exportatorii moldoveni au reușit să livreze 4 milioane de litri de vin, comparativ cu situația din primele 6 luni ale anului curent.
curent, Republica Moldova a pierdut o poziție fiind depășită de Bulgaria. Pe primele trei poziții s-au plasat Spania, Italia și Franța. În prezent, doar câteva întreprinderi din Găgăuzia au dreptul de export a vinurilor în Federația Rusă. Cea mai mare parte a importurilor de vinuri moldovenești este efectuată de întreprinderea rusească Erdin SRL, care deține aproape 70% din livrările de vinuri moldovenești. În urma embargoului aplicat de Federația Rusă pentru vinurile moldovenești, o mare parte a vinificatorilor au depus eforturi semnificative pentru diversificarea piețelor de desfacere, precum și ameliorarea procesului de producere. Unii dintre producătorii de vinuri au declarat că refuză să revină pe piața rusească, chiar dacă embargoul va fi ridicat pentru toate întreprinderile din țara noastră. Potrivit datelor Oficiului Național al Viei și Vinului, în țara noastră se produc anual circa 150 de milioane de litri de vin.